dacă tu vezi ceva pe soarele ăsta, nu cred că tu doar simți. Ești precum câinele ăla la pensiune, ăla bătrânul. Cum îl cheamă? Negrilă. Negrilă, doar simte. Întotdeauna m-a fascinat modul în care oamenii se schimbă și în același timp rămân la fel în decursul generațiilor. Dacă ar fi să ne teleportăm în secolul XIII, când a fost construită această cetate, am părea cu siguranță niște semizei, deplasându-ne cu viteze amețitoare în vehicule ciudate, comunicând prin bucăți rectangulare de material necunoscut în care îți poți vedea fața ca într-o oglindă, de la care poți afla vremea și poziția astrelor. Și totuși, suntem încă un mister pentru noi înșine. Lumea e încă un mister pentru noi. Suntem oare tot mai deschiși, dar în același timp la fel de închiși și temători? Mereu mă întreb dacă tehnologia ne-a ajutat să creștem sau dacă ar fi mai corect să spunem că, la fel ca orice lucru de pe lumea asta, vine și el cu cele două fațete ale sale. Ne oferă ceva și ne ia ceva. Când această cetate a fost construită, nu știam foarte clar cum arată sistemul nostru solar și, în cel mai bun caz, călătoream în căruțe. Ne aflăm în perioada de dinainte a statelor feudale românești, iar o parte din țara Bârsei fusese oferită de regele Ungariei Ordinului Cistercienilor, după alungarea cavalerilor teutoni. Locul se numea în germană Hönigberg, Muntele Mierii. Fortificația care înconjoară biserica a fost construită în secolul al XV-lea și cuprindea trei ziduri concentrice și un șanț cu apă. Dintre acestea, mai există doar zidul exterior mai scund, de 4 metri și jumătate, și zidul interior, înalt de 12 metri, prin interiorul căruia se poate circula, retrasând pașii santinelelor. Biserica are 7 turnuri de apărare și un turn clopotniță. Pe lângă vârful principal al acoperișului, au fost aplicate 4 turnulețe de colț, semn că localitatea avea dreptul de a pronunța și executa sentința capitală. Aici se verifică toate păcatele. Dacă coborii săi, înseamnă că ești chiar așa păcătos. Nu știu, prima la ruga, că eu am ceva strângeri de inimă. În timpul Primului Război Mondial,
Clopotele din biserică au fost luate de armată și topite pentru a se produce armament. Singurul care a rămas neatins a fost clopotul de la turnul de poartă, datat în anul 1608.